cabinetului, doamna ministru Ovana Plumb. Bună ziua, doamna ministru, ce consecințe sunt pentru ceea ce am văzut în ultimele minute de la administrația prezidențială pe domeniul pe care îl păstoriți? În primul rând, eu consider, sunt la Bruxelles, tocmai am început trialogul cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European pentru a avansa toate proiectele legislative în ceea ce privește absorpția fondurilor europene pe următoarea perioadă de programare și consider că a fost o declarație jignitoare și care nu are niciun fel de fundament. Este clar că este o declarație politică de la tribuna administrației prezidențiale prin vocea unui funcționar public, dar sunt câteva cuvinte care m-au deranjat profund. Putem spune că este camarilă de partid acest buget, care este un buget al consolidării dezvoltării? E camarilă de partid faptul că previzionăm un câștig salarial mediu net de 3.085 de lei anul acesta pentru fiecare cetățean? Este camarilă de partid faptul că anul acesta prognozăm un excedent al fondului de pensii și că vom crește în continuare pensiile? Este camarilă de partid faptul că alocăm cu 15 miliarde mai mult la investiții? Este camarilă de partid faptul că acordăm la sănătate pentru prima oară cu 6 miliarde mai mult decât anul trecut, la educație cu aproape 10 miliarde de lei, la transporturi cu 6 miliarde de lei? Este camarilă de partid faptul că alocăm pentru bugetul Ministerului Fondurilor Europene o creștere cu 6,4 miliarde de lei? Este camarilă de partid faptul că prin măsurile pe care le-am luat am adus absorpția fondurilor europene după ce nu s-a făcut nimic în 2016, într-un an și jumătate în media Uniunii Europene și am adus în țară 8 miliarde de euro? Apropo de asta, consecințele nepromulgării acestei legi sunt blocaj la creșterea alocațiilor pentru copii, blocaj la investiții, blocaj la creșterea pensiilor, blocaj la creșterea salariilor, pentru că, după cum bine știți, lucrăm doar pe 1 pe 12 din bugetul aferent anului 2018. Este un blocaj la dezvoltarea României, nepromulgarea legii bugetului. Apropo de ce se întâmplă chiar în aceste momente la Bruxelles, doamna ministru, este prima mare negociere în ceea ce privește viitorul finanțelor României, până la urmă, că sperăm că tot mai mulți bani să vină de acolo. Nu prea am fost în stare în anii aceștia. Sunt reglementările pentru următoarea perioadă, cele pe care le aveți acum pe masă în acest trialog. Spuneți-ne două vorbe măcar despre ce urmează să întâmple, pe ce purtați în momentul ăsta cele mai importante negocieri pentru noi. Purtăm negocieri pentru toate statele membre, deci implicit pentru România, cu Parlamentul European, cu Comisia Europeană, pentru a identifica punctele comune asupra cărora se poate ajunge la un acord până pe data de 6 martie. Asta înseamnă pregătirea următoarei perioade de programare. Asta înseamnă posibilitatea stabilirii pachetului legislativ, a criteriilor necesare pentru a putea implementa proiectele și de a aduce bani europeni în România începând cu 2021. Este un demers foarte important, având în vedere obiectivele pe care le avem de a dezvolta tot ceea ce înseamnă comunități locale. Este important pentru tot ceea ce înseamnă aduce un pic mai bine în viața fiecăruia dintre europeni, deci implicit în viața fiecăruia dintre români. Și se lucrează în așa fel încât să putem să obținem un progres, dar cu rezultate eficiente pe ceea ce impactează viața noastră de zi cu zi. Doamna ministru, vă rog. O ultimă chestiune înainte de publicitate. Sunteți interimarul de la transporturi. Este ultima zi din termenul legal acordat pentru interimatul la un minister. Ce se întâmplă de mâine, doamna ministru? Am speranța că în cursul zilei de astăzi administrația prezidențială, domnul președinte Iohannis, va da răspuns prin nominalizarea colegilor mei care sunt propuși pentru cele două portofolii, pentru a putea tura la maxim motoarele atât în ceea ce privește măsurile pe care le avem prin programul de guvernare, cât și prin ceea ce înseamnă
prezidarea Consiliului Uniunii Europene, de care suntem răspunzători în această perioadă. Și dacă nu? Sper. Suntem în a 90-a zi. Dacă nu, conform Constituției, interimat oricum se finalizează și este posibil să fie un blocaj. Mulțumesc, doamna ministru Rovana Plumb.